Jucătorii gorjeni au stat față în față cu noul antrenor Edi Iordănescu. Acesta le-a trasat sarcinile și le-a spus care sunt obiectivele pentru care vor lupta în acest sezon. Va fi un retur de foc. Fiecare punct sunt sigur că se va câștiga greu, nu va fi ușor. Știți sistemul competițional, ce presupune pentru sezonul următor, retrogradează 6 echipe. Nu mai ai timp de pași greșiți, dacă în tur făceai un pas greșit și erai conștient că ai timpul necesar ca să mai îndrept, să recuperezi. În ceea ce privește reînnoirea lotului, președintele clubului Eugen Pârvulescu vrea să aducă un fundaș central în perioada următoare pentru a acoperi minusul actual al echipei. Încercăm și noi să ne mișcăm, dar chiar dacă nu o să reușim să facem niciun transfer, eu am mare încredere în lotul actual de jucători. Eu cred că probabil, dacă o să reușim să transferăm și ne dorim foarte mult un fundaș central, cu acest lot, eu zic că echipa Pandurii Târgu Jiu poate să-și atingă obiectivul. Pandurii au desfășurat primul antrenament acasă, s-au lovit de gerul de afară și de zăpada de pe teren. Au lipsit de la pregătire 4 fotbaliști din actualul lot, Elton, Erico, Momcilovici și Paraschivas.